Da, ce se plimbă mașinuța mea, frate. Stai în fata și trece. Merge, nu? Dacă e bine. Bună dimineața, oameni buni. Face și noi un vlog de dimineață. La prima oră. Mi-a nebunit GPS-ul, mă, frate. Nu știu ce naiba vede-l pe aici. Că nu prea vede-l bine. Chiar că uite că tot m-a întrebat cineva după ce GPS am pe aici. Uite ce face GPS-ul meu. Din cauza asta și sunt... Mă bagă cu dreapta, uite, lasă pe mine. Unde, mă? Pe între case pe aici? Uite, mă, lasă-mă, pa, uite, pe aici mă bagă și vrea și brusc. Uite, acum am făcut și dovada de ce nu merg după GPS. Foarte, foarte mult. Că, na, se mai face figuri de-astea, iure. Baza, când lucrez cu 25, este Google Maps. Ce credeți? Am încărcat link-ul de dimineață cu ceva pe ales goi. Link-ul încărcat și remorca o încărcăm acum la o firmă. Mai avem 6,5 km. După aia trebuie să mergem să lăsăm ceva pe ales din link, că i-am retur de ieri. Și am amestecat cumva cu ăștia de-am luat acum, dar trebuie să-i lăsăm după ce încărcăm. După ce lăsăm paleții, trebuie să mergem să dăm remorca undeva la 4 ore și ceva distanță de aici. Și la urmă nu mai știm, până acolo am plan. Băi, noroc mare că s-a dus zăpada. Nu mai sunt zăpadă pe drum. Și plus că acum poate să fie că vagonul în spate e gol. Ăsta link-ul în față e încărcat. Bine, nu e foarte greu, dar totuși am niște lemne, paleții. Contează de cât de loc. Exact cum am explicat cât de cât și în vlogul ce a rămas blocat în parcare atunci. Că pur și simplu am intrat în parcare și de ce în ce derapa până s-a oprit de tot. Vagonul fiind încărcat în spate, link-ul gol. Doar cine a lucrat cu așa ceva înțelege cu adevărat despre ce este vorba. Că în clipul de acolo sunt și guri răutăcioase, dar nu. Știți cum e, nu poți mulțumi pe toată lumea. Eu am explicat cât de cât la... Da, la marea majoritate, sau am explicat la fiecare în parte, mai bine zis. Dar na, ce ne-ai vă să faci? Că, de exemplu, și dacă dădeam cu un sac de nisip, ca astăzi am citit un coment ceva un pic răutăcios, și dacă dădeam cu un sac de nisip, era egal cu zero. Într-adevăr, nu vreau să mint. Într-adevăr, mă mișcam 1,2 m. Hai, zic 5 metri maxim, dar tot rămâneam blocat, fiind greutatea în spate 100%, rămâneam iar. Și nu avea sens să muncesc exact fără roșii și fără cap. Să muncești, să te rupi în două. Ia și dă tot bidonul de nisip, de pietriș, ca să ce, să mai avansezi 5 metri, era egal cu 0. Am făcut chestia asta, sincer să spun că nu vreau să mint, am făcut-o în urmă cu vreo 3 ani, eram la început, crezând că voi reuși să nu decuplez, ca să spun așa. Și de fapt, într-adevăr, am avansat un piculeț, dar de fapt a fost egal cu 0 totul. Doar m-am enervat eu mai tare, am obosit mai tare. Și tot la decuplare am ajuns, într-un cuvânt. Tot acolo am ajuns. Că mulți judecă acel moment când eu dau cu nisip jos. Mai dădusem și înainte cu nisip, că de-aia am și pus camera. Bă, dacă tot am rămas blocat, hai să vedem cum o ieși, cum o ducem la cap până la urmă. Și m-am apucat și de clip, să spun așa. Că blocat eram, deja s-a oprit camion.
Și de mai dusem cu nisip și înainte. Pentru cei curioși, mai dădusem cu nisip și înainte. Aproape jumătate de bidon. Dar era egal cu zero. Am încercat un pic, dacă băgați de seamă, dacă bagă de seamă gurile răutăcioase, a venit suedezul la mine, că era un suedez acel domn, și mi-a spus și dânsul, decuplează vagonul. Dânsul n-a spus și a dat seama de problemă, fiind Suedia, ei lucrează foarte mult cu 25-uri. Și a dat seama de problemă că n-am aderență din cauza că prima remorcă era goală, că eram pe final de cursă și o descărcasem chiar pe stradă acolo. Ăsta descărcase link-ul, să spun așa. Și omul a spus, decuplează vagonul și vii la urmă și ei. Omul n-a spus, ia lopata și dă ca turbatul la lopată. Adică, na. Da, în fine. Băi, ușor sunt amuzante comenturile răutăcioase. Mi-a zis chiar și o femeie, nu știu cum ne-a o cheamă. Tot așa, pune lanțurile. Băi, și lanțuri, dacă ai fi pus să-mi bat picior de unde le pui degeaba. Muncești, băi, exact ca un câine, când varianta e simplă. Eu nu am vrut să o accept la început. Că ăsta e adevăr, nu mă oferesc. Am zis, mă, că merge, știi? Am zis, mă, mai încerc cu 2-3 minute, că uite, și acum drapează. E un pic de polei pe jos. Ah, ce mai faci acum? Uite că mi-a derapat camion. Ce-i fac? Dau cu lopata? Ah, mă, ce naiba să fim serioși. Că nu ești pregătit, așa a zis unul, pentru iarnă. Ce să mai zici, bă, frate? Poți să mai zici ceva? Eu numai să se înțeleagă foarte clar de la început, eu nu mă consider nici profesor, nici mai presus ca altul. Pur și simplu sunt un șofer. Da, ce lucrez cu 25 de metri, că ăsta e adevărul, de câțiva ani buni. Și pur și simplu îmi fac treaba și atât tot. Nu dau lecții la altcineva, nu învăț pe altcineva, nu asta este ideea. Pur să-mi arăt problemele și munca. Că ăsta este adevărul, să spun așa. Și dacă pot să ajut și pe alt băiat sau altă persoană, cu mare drag. Dar eu nu sunt genul domn ce a inventat ceva, roata sau mai știu ce tâmpenii. Avioane. Eu sunt mult mai simplu decât mulți, decât foarte mulți. Ia uite, mi-a căzut și telefonul, bă, frate, mă. Că până la urmă trebuie să fii modest în viață, nu să te dai că ai făcut o avioană și de fapt ai făcut pe cine știe ce. Da, în fine, nu fac acest vlog să mă plâng sau chestii de genul, doar am vrut să clarific niște lucruri. Atât. Friguleț afară, frate. Minus 4 grade. Trebuie să mergem și cu grijă, că cel puțin la ora asta dimineața, la 8:30, ca atâta e. Este un pic de polei pe jos, un piculeț, așa patinează un piculeț. Și trebuie să ținem distanța de cel din față, să nu cumva să n-avem surpriza la un moment dat că se duce Sani spre cel din față. Era un pic mai devreme, acum... Că nu simți, că simți camionul când drapează, dar acum e ok, nu simți nimic. Ciudat. A, prinde și noi verdele. Stânga.
încărcarea asta aici și ăștia au curte tot așa destul de micuță. Micuță, dar lunguiață așa. Și cu babași din stradă. Este interesantă curte, doar că e un pic nașpa și am să opresc camera acolo când ajung. Ce crede să pomenesc? Sunt doi băieți care te încarcă, dar trebuie să pui și tu mâna cu ei. Și încarci ceva congelate, dar la transpaletă, cu transpaletă. Da, manual. Dar fiind în trei persoane, merge destul de repede. În jumătate de oră ești full ceva deja. Da, mă, vinem aici. Bă, dar parcă e friguleț, mă, frate, la mine în căsuță aici. Am mai dat o treaptă să bagem etar. M-a luat și frigul mai devreme, că am avut ce bările de băgat în vagon, în ladă. Din cauza asta am făcut ceva improvizație în link cu paleții, ce acolo e o nebunie cu total. Să vezi ce mă distrez eu când trebuie să scot afară. Că trebuie să las 18 dintre ei. Să-i las la o firmă. Mamă, și s-au de motor în spatele vagon. L-am pornit să-și facă priculul ăla de medii de încărcare. Că dacă încărcăm congelat, trebuie să-i dai drumul cu o oră înainte, gen. Să-și facă prerăcire. Să fie bognă înăuntru când încarci și când te apuci de treabă. Ia să mutăm un piculeț din greutate. Mișto tot are la Scania asta că îți muți tu greutatea cât vrei. Dar când ai link-ul gol, totul este egal cu zero. Țin să mă repet. Absolut tot. Decuplarea este sfântă. Doar cei ce lucrează sau au lucrat cu așa ceva știu cu adevărat despre ce vorbesc. Și au trăit aceste momente. Ca iar revin, băi, exact ca la bătrânețe, ca și la bătrânețe. Nu poți să treci peste o chestie. Așa e la bătrânețe. Mi-aduc aminte și iar intru pe subiect. Gata, mă, doamne iartă, m-am încheiat acest subiect. Sper gurile răutăcioase să se uită la acest vlog și să înțeleagă. Nu este despre care este mai mare și mai tare aici. Pur și simplu asta ne este munca și o facem publică. Pur și simplu atât. Nu vorbim despre care este mai mare și mai tare, care este mai șofer unul ca altul și așa mai departe. Eu sunt mai mare, mai tare și așa mai departe. Astea sunt niște tâmpenii ordinare. Toți suntem șoferi. Ne chinim cum ne chinim pe aici de figuri mai țarde, dar bine că sunt câte unii care visează avioanele. Băi, să-mi bat piciorul că în străinătatea asta și care-i treaba? Mai ales pe partea asta scandinavă. Uite, astăzi, ca să fiu cinstit, m-a ajutat un suedez. Că am pus paleții gen câte doi, am îmbârligat, la urmă am pus ceva de genul așa. Și cumva scădeau jos, știi? Și am pus bările și m-a ajutat un suedez asta pe coadă la link. O să vedeți că o să continui vlogul până la descărcarea paleților. Și acolo m-a ajutat un suedez. Dacă ar fi fost un român, jur, nu m-ar fi ajutat, nici nu te bagă în seamă. Românii nu știu ce naiba s-au făcut așa atât de răi în străinătate, mai ales. Nu înțeleg așa să răutate pe degeaba. Să fie rău așa de dragul de a fi rău, nu știu, mi se pare groaznic, jur. Am pățit de multe ori, am avut probleme pe Norvegia. Norvegian m-a ajutat, în Finlanda. Am rămas fără baterii la camion. Mi-a dat finlandezul curent, doar m-a văzut cu cablurile în mână. Mi-a fost oarecum, nu știu, jenă, rușine, habar n-am, dar na, rușine, mi-a fost așa oarecum, să-i cer. Și așteptam să vină, mă gândeam, bă, să vină o altă nație, să nu fie finlandez, că ăsta probabil nu-mi dă, mă gândeam eu. Dar de fapt un finlandez mi-a dat curând.
Și el a venit la mine, că na, eu n-am îndrăznit să-i spun, crezând că mă va refuza. Băi, iaolo, trebuie să ne băgăm pe partea asta. Să putem să ne încadrăm. Uite că e indicator acolo, așa. Aici trebuie să facem stânga. Merge? Merge. Deci, oameni buni, cum am spus, lăsați răutatea, haideți să fim mai buni, că dacă noi suntem mai buni și ne ajutăm unul pe altul, în străinătate mai ales, să știți că o vom duce mult, mult mai bine. Toți, că până la urmă, toți avem de câștigat dacă vom fi mai buni. Ca de exemplu, astăzi te ajut eu, mâine mă ajut tu și așa mai departe și ușor, ușor vom fi o nație unită. Cu o răutate vom ajunge din rău, după ce că o ducem rău, vom ajunge mai rău. Eu am obiceiul să nu spun prost obicei, că nu sună bine. Am obiceiul să ajut pe toată lumea și o ajut cu drag și cu inima deschisă. Haideți, mă, copilaș, haide-mă, haide-mă. Haide-mă, te la școală, mă, tată, mai trage timp. O, tău, n-am chef de școală, mă. Doar cu bunătatea noastră putem schimba ceva. Să schimbăm mai întâi ceva la noi, să nu mai fim atât de răi unul cu altul. Că aici e o problemă. Noi vrem schimbare, dar de fapt schimbarea pleacă din noi, de la noi. Acolo este mare, mare problemă. Să știți. O dăm naiba, o dăm dintr-una într-alta. Dar da, vorbim despre toate, vorbim toate subiectele. Mama, a fost acum 2 săptămâni aici ceva de genul. Uite, au dat zăpadă la o parte. Dar bine că a și înghețat un piculeț. Oameni buni, să știți că am ajuns. Aici trebuie să băgăm. Nu aici unde e zăpada. Dar nu știu, avem partea deschisă să băgăm în curte? Da. Aici, în curtea asta, trebuie să băgăm. Și ar trebui aici cineva, este cineva în rampă. Că ai decât o rampă? Nu. Este liberă acolo. În rampa de acolo trebuie să băgăm. Ce să zic, să trecem la treabă. Vorba lui, cum îl chema, doamne, că am și uitat cu tata Măruță. Că numai el spune așa. Okidoki. Băi, am scut mai multă greutate. Băi, sper să... Dar e o poartă destul de micuță, doar curtea este un pic lunguiață și este ok, să spun așa. Hai că bași, te chinui un piculeț, dar intră. Băi, stai, îți dau și o centură jos. Mă stânge de gât să-mi bag ceva. Nu știu dacă este ok. Lovim stâlpul? Nu. Okidoki. Cine e balicărela? Se închide poarta. Bă, ești nebun pe bune. Băi, frate, bă, ce stile au oameni și băi, mai mare dragul, jur. Când se bag și uitați-vă, au închis poarta să pomeni și eu. Băi, așa ceva, jur, dar nu te doare, te doare mintea. Ce neaba să facem? Mai stăm aici, o mină, două. Bă, mă, de apă, că tot mi-e sete, s-au scat gurița. Deschide-mă poarta și tu. Îți dai seama că e penibilă treaba asta?
Că poți să dai cu spatele, bine că a licărit becul galben. Mi s-a părut ceva ciudat. Poți să dai cu spatele, că vezi că era deschisă. S-a văzut clar, era deschisă și pur și simplu băieții de la birou m-au văzut că vreau să dau cu spatele. Și au închis poarta, mă, frate. Pur și simplu. Cumva penibil, că dacă nu ești atent, i-ai dat una la poartă, bam, direct și a căzut poarta. Și ai făcut treaba. Dacă nu ești atent. Cine ai, bă, famă, mă trag înapoi acolo, nu știu. S-a deschide și poarta, oare? De obicei la firma asta, ca să înțelegeți despre ce este vorba, bagi, adică direct în curte și te apropii de rampă, rămâi la 2-3-5 metri de rampă. Ceva de genul, că ai un mic spațiu în spate, acolo să deschizi ușile, să spun așa. Și bagi în curte, pur și simplu, nu trebuie neapărat să mergi la birou, ca să spun așa. Că eu oricum te văd din birou și știu că trebuie să ajungi, că cumva trebuie să fiu la 9 aici. Este 8:40, rampa liberă, poarta deschisă, bagi pur și simplu în curte direct. Doar că trebuie să vii să bagi din stradă, după cum vedeți, n-ai loc. Altfel. Gen să bagi în curte, să întorci, nu există. Bagi în stradă, pur și simplu. Mă, mi-e frig. Bagă motorul ăsta căldură. Am, pe bune, nu deschide poarta. Haide, bă, tata, bă. M-am încăpat, bă. Ce e neaște că n-ai băutură, habar n-am. Dacă vor, domnii se deschidă. Băi, dar cred că să nu, că încurc cumva, cred că mă trag acolo și aia. A, nu mai mă trag. Licăre, super. Chiar o roiam, jur, mă gândeam, mă trag, na, să nu, cumva, să încurc, că nu vreau nici să încurc. Bine că băieți au loc pe aici, să trag cu fața în tec, au trecut. Un omuleț cu mașinuța mică. A, e tot. Oricum, mi se pare penibil. Vezi că-ți vine camionul și tu închizi poarta. Ha, mă, pe bune. Că exact cum am spus, dacă nu ești atent, i-ai dat una la poartă și da, ieși tu de belea, dar nici ei nu o să o ducă bine fără poartă. Adică, nu. Oameni buni, vă las că uitați, scrie acolo că fotografiile nu sunt, nu ai voie să faci fotografii. Și ca să nu avem probleme, am să opresc camera acum și revin când termin de aici. Revin.